Salut! Sunt Mihalca și cel mai probabil urmărești un nou episod din serialul meu intitulat Books. Aici, după cum știți, vorbesc despre cărțile pe care eu le citesc. Astăzi o să vă prezint Regândirea infidelității, o analiză a relațiilor de cuplu de Esther Perel. Cine mă urmărește de mai mult timp știe că eu sunt super mega fan Esther Perel. Este, să spunem așa, terapeutul de cuplu al meu sau unul dintre terapeuții de cuplu pe care îi prefer, și o consider că fiind cea mai bună și cea mai în măsură să se exprime, să se exprime a, a, despre sexualitate în cuplu. Cartea asta vorbește, ferește despre adulter. Este, așa cum spune autoarea, o redefinire. Sunt abordate mult mai multe perspective decât m-aș fi gândit că există în momentul în care m-am hotărât să citesc această carte. Și hai să vedem ce putem să aflăm, dacă am citit, regândirea infidelității, o analiza relațiilor de cuplu. Pentru început, ajungi să înțelegi ce înseamnă să înșeli. Înșelatul, din perspectiva lui Estel, este un cumul de cel puțin doi din trei factori posibili și anume uh, cel la care vă gândiți cu toții prima dată și anume intimitatea sexuală, uh, al doilea Element intimitatea emoțională și al treilea element secretul. Când două din aceste elemente se întrunesc, putem spune că avem de-a face cu un adulter. Noi am fost crescuți și educați ca să trăim în monogamie. În ultimii ani, găsim tot mai des exemple și vedem oameni care fie se exprimă public, își exprimă opiniile și părele, fie prin exemplu personal vorbesc despre relațiile open. Am fost surprins să constat și cartea asta m-a ajutat că și în relațiile de tip open există noțiunea de a înșela. Credeam că dacă este o relație de tip open, toată lumea poate să se ducă cu toată lumea și toată lumea este fericită. Și mie când mi-au fost prezentate relațiile de tip open, mi-au fost prezentate ca o sursă la problemele pe care le avem. Ei, uite că ajung să înțelegi că și în relațiile de tip open, pentru cei care nu știu, o relație de tip open este cea în care partenerii consim să întrețină raporturi sexuale cu alții. Nu neapărat împreună, ci fiecare uh, pe barba lui și să aibă totul deschis, adică să povestească despre cele întâmplate. Doar că într-o relație de tip open, dacă apare secreturi și anume unul dintre parteneri întreține o relație sexuală cu altcineva, ceea ce este legal, să spunem, în relația lor, dar dacă ține secret, dintr-o dată a încălcat parteneriatul și uite cum celălalt se simte înșelat. Asta este doar unul dintre exemplele despre lucruri la care nu te așteptai, pe care le poți găsi în cartea asta. De ce ne deranjează adulterul? De ce ne deranjează când suntem înșelați? Păi, în primul și în primul rând, în momentul în care ești înșelat, partenerul sau fapta lui vine și spune două lucruri care sunt foarte greu să le admiți. Primul vine și spune, băi, relația ta despre care tu credeai că este mega-wow, în realitate este cam nașpa. Pentru că, uite, dacă ar fi fost wow, celălalt nu ar fi simțit să se ducă cu altcineva. Asta mai e cum mai e. Dar al doilea lucru pe care îl spune adulterul este că tu nu ești chiar atât de bun pe cât îți credeai. Sau altfel spus, există altcineva care e mai mișto decât tine. Și asta creează un deranj maxim și ne necesită terapie ulterior. Umbra celui de-al treilea. O altă noțiune care mi-a plăcut din cartea asta, nu știu dacă pot să o reproduc exact, a fost că îți trebuie pentru o relație, ai nevoie de un partener, pentru a forma un cuplu ai nevoie și de al treilea. Se vorbește mult că pentru fiecare cuplu există umbla, umbra celui de-al treilea. Acum să nu credeți că Esther sau eu promovăm menajul a și de acolo vine umbra. Nu, umbra celui de-al treilea este. Um, imaginea, prezența unui coleg de birou, unui prieten de familie, unui prieten de a unui prieten, a unui străin de pe stradă, a băiatului de la Starbucks care îți vinde cafea în fiecare dimineață sau la Five to Go în cazul nostru. Um, e vorba că în fiecare cuplu și pentru fiecare dintre parteneri există undeva în lumea asta cineva cu care ar putea să facă click. Poate face, poate nu face, dar umbra lui există mereu în partea cealaltă. Și o să citim această carte, o să vedeți care sunt implicațiile acestui aspect. O altă chestie care m-a surprins pe mine este să spunem: demonstrații ușoare, cum că și oamenii fericiți se înșală. Um, țin să precizez că Ester Perel este terapeut și face terapie uh, de cuplu, de cred că mai bine 20 de ani și toate cazurile despre care ea vorbește aici sunt cazuri din sesiunile ei de terapie, schimbând doar numele celor și detaliile personajelor în așa fel încât să nu poată fi identificați. Un alt lucru pe care l-am învățat din cartea asta e că poți să înșeli ca să-ți salvezi căsătoria. Noi suntem super învățați că uh, înșelând ți-ai distrus căsătoria și suntem niște nemernici. E bine, Ester după ce termină cu partea asta simplă pe care cumva am mirosit-o cu toții trece la cealaltă parte și încearcă să afle cum poate un adulter să salveze o căsătorie sau cum poate sau care este responsabilitatea celui înșelat în privința adulterului, pentru că, surpriză sau nu, o parte din responsabilitatea adulterului stă și pe umerii persoanei înșelate. Pentru că v-am făcut curios și vreau să citiți cartea asta, dar pentru că v-am făcut curios, o să vă povestesc eu când înșelatul poate să salveze căsătoria. Să presupunem că ai o soție, să presupunem că ai copii, să presupunem că sunteți super bine financiar, social, totul este în regulă, dar. Din diverse motive, soția nu dorește să mai facă sex cu tine. Pur și simplu nu simte să mai facă sau nu vrea sau are niște traume sau are niște probleme sau uneori poate să aibă o boală. Și nu mă refer la o boală cu transmitere sexuală, ci poate să fie o boală cronică care o face să nu aibă apetit sexual deloc. Ei, în momentul ăsta, să spunem că un bărbat care alege să aibă o amantă nu face altceva decât să-și rezolve niște probleme în alt loc, încercând să mențină căsnicia așa cum este. Un capitol mișto este și cel despre amante. Sunt aici poveștile câtorva amante super mișto, mi-au plăcut maxim, adică una dintre femei a fost amanta. A unui domn până pe la 70 și ceva de ani, deci au, fost, au avut o relație de 30-40 de ani în care au fost amanți și moare doamna, moare și domnul și la mormântarea domnului se duce fica doamnei, care nu era și fica domnului, era de, dinainte să se cunoască și povestește fica sa, care și are vreo 40 de ani, 45-50 când se duce la mormântarea amantului mamei ei că a rămas frapată de discursurile privind moralitatea, privind uh, dedicația pentru familia acestui domn. Domn care, de fapt, a avut o amantă pe toată durata căsniciei lui sau a vieții lui. Ce mai învățăm? Vine... Dram, adică, tot ce înseamnă adulter, mai devreme sau mai târziu, explodează. Se asigură viața, se asigură dușmanii, universul, nu știu, cineva se asigură, dar mai devreme sau mai târziu lucrurile se află pentru majoritatea. E ce se întâmplă, ce facem, cum reacționăm după un adulter, care sunt șansele să ne refacem cuplu. Am vrea să ne refacem cuplul? e bine să ne refacem cuplu, ce am avea de înțeles dintr-un adulter. Și Ester spune că. Atunci când apare problema adulterului, există trei tipuri de reacții ale unui cuplu de oameni căsătoriți. Unii nu reușesc să facă față, în speță cel înșelat, și divorțează. Deci divorțul este singura șansă și omul merge și o ia de la capăt cu altcineva în altă parte de la zero. A doua variantă de reacție este a oamenilor care rămân împreună, de dragul copiilor, a averii, a situației sociale sau a tuturor acestor elemente împreună, plus probabil multe altele, dar în care cel înșelat nu uită și mereu are grijă să-l înțepe și să-i aducă aminte și să păstreze rana vie. Um, și practic ei trăiesc, dar trăiesc într-un divorț emoțional, adică stăm împreună fizic, dar din punct de vedere emoțional lucrurile nu se rezolvă. Și al treilea caz este cei care folosesc această adulteru ca pe o bombă atomică, care rade totul, doar că spre deosebire de o bombă atomică, unde rămân niște radiații și durează până își revine vegetația și natura în general, ei aleg să o ia de la zero. Și de foarte multe ori, adulterul este o modalitate extraordinară de a reseta niște contoare, de a afla lucruri despre partenerul sau partenera ta pe care, sau despre care habar nu aveai. Uh, există varianta de a începe din nou în cadrul aceeași căsătorii. De fapt, Esther are o vorbă pe care o știam din clipurile de pe YouTube și anume că toți oamenii uh, divorțează, doar că unii ajung să se căsătorească cu aceeași persoană. Sper că ați înțeles metafora. Uh, acesta am fost eu în uh, Ester Perel, Regândirea infidelității, o analiză a relațiilor de cuplu, o carte care, despre care eu cred că este musai pentru cei care țintesc dezvoltarea personală sau pentru cei care doresc să fie uh, public speaker, uh, influencer și orice legat de relațiile de cuplu. Vă mulțumesc că mă urmăriți și dacă vă place ceea ce fac, lăsați-mi un comentariu aici faceți un share și trimiteți acest uh, clip și către alții despre care credeți că au nevoie de informația asta sau credeți că i-ar putea ajuta. Vă mulțumesc că mă urmăriți și să ne auzim cu bine!